Acum, așa cum am discutat mai devreme, vă invităm să mergem într-un marș pe străzile capitalei. Rugămintea noastră este să ne menținem puțin pe loc, așa cum am făcut data trecută. Dacă vă amintiți, a fost atât de frumos, le-am dat voie să ne numere până la capăt, ca mai apoi să declare la televiziunile controlate de Plahotniuc și Dodon. Și aici mă refer nu doar la cele private, dar mă refer și la Moldova 1, să le dăm posibilitatea să mai trag o minciună cât piticul de mare. O minciună să ne spună că au fost între 1000 și 3000 de oameni. N-ar vrea să ne mai numere odată? De asta rugămintea să rămânem pe loc. De data asta nu mai mergem în partea stânga noastră, vom merge în partea dreaptă. Și vă spunem exact la Bârloc și la Bârloc. Vom spune exact traseul. Și invit pe toți polițiștii dintre noi, că există polițiști, să aveți grijă de ordinea publică, să aveți grijă de securitatea noastră. Uitați-vă dacă nu cumva s-a strecurat vreun provocator, așa că dacă îl găsiți, scoateți-l, dați-l din mâna altor colegi de-a dumneavoastră. Noi vom merge într-un marș către strada Bulgară. Vom merge pe Bulgară către 31 august. La 31 august o luăm la dreapta, coborâm pe Armenească și pe Armenească în jos până la Ștefan cel Mare. Dragi prieteni, ca întotdeauna suntem vigilenți, noi suntem oameni pașnici și trebuie să demonstrăm acest lucru până la sfârșit. Noi respectăm legea și ne respectăm pe noi și avem grijă unii de alții. Raportăm orice tentativă de provocare. Păstrăm distanța între noi ca să reușim să mergem comod și confortabil. Vă rugăm să fim atenți și corecți, așa cum am fost întotdeauna. Și vă mulțumim enorm pentru că sunteți apărători ai democrației, pentru că faceți atâtea sacrificii, dar cu toții trebuie să fim siguri că noi o să reușim. Victorie! 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 Vom merge în acest cerc să-i arătăm ce putem face. Și credeți-mă, îi rog și pe cei de la GBC și pe cei de la holdingurile lui Plahotniuc și Dodon să-și trimită dronele sus, să vadă acest perimetru în care ne vom afla noi, iar în mijloc se va afla Bârlogul lui Plahotniuc. Repetăm, pașnic, civilizat, democratic. Să-l punem pe gânduri. Astăzi îl punem pe gânduri. Să-și pregătească avionul, elicopterul. Vom mai veni. Vă rog să urmăm. După 5-7 minute vom continua traseul nostru pe care l-am spus. Ștefan cel Mare, Bulgară, Armenia, pardon, 31 august, Armenească și apoi Ștefan cel Mare. Mulțumesc! Victorie! 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 Și nu uităm curățenie de urma noastră. Curățenie! Curățenie! Curățenie!
Yeah!
Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Că dictatura nu va trece. Dictatura Republica Moldova nu va trece. Atâta timp cât existăm noi în Republica Moldova, dictatura nu va trece. O vom opri cu întreaga noastră ființă. Jos dictatura! Jos dictatura! Jos Plahotniuc! 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 Jos Plahotniuc!
Tniuc! Jos placa Tniuc! Jos placa Tniuc! Jos placa Tniuc! Hai să strigăm în pas cu Maia Sandu, în pas cu Maia Sandu, Maia Sandu, în pas cu Maia Sandu, în pas. Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura!
Jos dictatura! Jos dictatura! Jos mafia! Jos mafia! Jos!
mafia! Jos 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 mafia! Prieteni, printre noi sunt polițiști în civil. Printre noi sunt polițiști în civil. În partea dreaptă aveți niște polițiști. În partea stângă aveți niște polițiști în civil. Fac apel către ei să-și păstreze blazonul de polițist și să nu îndrăznească să provoace oamenii. Noi vom continua protestul nostru pașnic, civilizat, democratic. Vasile, sper că mă auzi. Poți să strigi împreună cu noi? Jos dictatura! 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 În ele. Sper că ne-am înțeles. Vreau să mă asigur că în fața fiecărui pilon, urcați-vă pe acest pilon, urcați-vă pe fiecare din acești piloni, așa încât să fim văzuți și nimeni dintre noi să nu aibă de suferit din cauza acestor piloni. Atenție, că avem și niște chestii din astea pentru flori. Atenție! Bravo, presa! Așa este bine! Atenție! Atenție, atenție, atenție! Și, așa cum spuneam, păcă tu nu uita pușcăria casa ta!
Nu uita, pușcărie e casa ta!
Șerciu, nu uita, pușcărie e casa ta! Băieți, o leacă mai aici! Puțin mai repede, puțin mai repede! Hai, pijor, o leacă!
Eu cred că trebuie să facem unitate, vom striga unitate și pe unul mergem în piața mare națională. Unitate! Unitate! Yeah.
mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia!
mafia! Jos 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 mafia!
Zos Mafia! Zos Mafia! Zos Mafia!
Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Să vă apropiat. Sandu și doi la Ghim, copilul dumneavoastră Alexandru, Sandu... Hai să ne apropiem de ce ne costă. ...strada Pușkin.